Imediat după ce va fi organizat congresul Sindicatului Mine Energie Oltenia, liderii vor să înregistreze noua structură la judecătoria Târgu Jiu. Ion Rușeț a declarat însă că se așteaptă ca foarte mulți colegi de breazlă să conteste în instanță sindicatul. Încă o dată repet, eu lupt alături de organizația lui Condescu la un contract de muncă care este la Complex Energetic Oltenia. Federațiile reprezentative au responsabilitatea îndreptării erorilor din contractul colectiv de muncă, negocierii grilei de salarizare. Constantin Crețan, reprezentantul Federației Univers, a anunțat deja intenția de a contesta în instanță reprezentativitatea noului sindicat. Acesta consideră că este imposibil ca noua structură sindicală să numere peste 12.000 de membri. Din acest motiv, nu este de acord ca reprezentanții săi să negocieze actul adițional la contractul colectiv de muncă. Aș fi în stare să-mi pun demisia, să las oamenii pe care i-am format să conducă mișcarea sindicală în favoarea tuturor, toți liderii de sindicat care au fost în mișcarea sindicală și care a compromis mișcarea sindicală să plece. Să plece din toate structurile organizatorice. Nu înseamnă să-l părăsească pe Condescu, să părăsească cu rabia și să se reorganizeze din nou și ei să votească din nou în numele oamenilor. Este inadmis. Este inadmis ca un om ca Marciuc, implicat în fel de, fel de afaceri ilegale, care a condus o societate a sindicatelor și a dus o stare de faliment. Cu Iovan, care la fel este astfel de compromis, sau Rășca, sau Bădita. Până la finalul acestei luni se va ține congresul de constituire al sindicatului Mine Energie Oltenia.